Bună dimineața, dragilor! Sunt Julian P. și sunteți alături de mine la Lifestyle by Julian P. la Fashion Art. Astăzi eu am invitată pe Monica Frangulea. A mai fost invitată la noi, deține un brand de bijuterii Musesa și este arhitect. Bună dimineața, Monica! Bună dimineața, Julian! Ce faci? Bine! Bine ai revenit la noi cu subiecte noi, ca să spun așa. Pentru că este un anotimp recent, am gândit să dezbatem un subiect despre blănurile naturale și cele artificiale. O las pe invitata mea să spună mai multe detalii despre acest subiect. Da, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Astăzi dimineață m-am gândit să deschidem o discuție care este foarte controversată și în spațiul european și în America, în Canada, în Statele Unite. Blănurile au fost la modă întotdeauna, este la timpul rece, purtăm blănuri, însă știm foarte bine că astăzi avem la dispoziție pe piață și varianta de blănuri artificiale. Industria blănurilor artificiale a evoluat foarte mult în ultima vreme și vedem pe piață produse din ce în ce mai interesante, din ce în ce mai frumoase. Și ne-am hotărât să discutăm în această dimineață despre care este totuși diferența. Și care este diferența între cele două tipuri de blană din mai multe puncte de vedere, nu numai din punct de vedere stil, fashion, dar și din punct de vedere producție, cum sunt ele fabricate. Mi-am notat și câteva date. Așa cum am spus, este o controversă foarte mare în lumea modei. Dacă este sau nu bine, dacă este corect să mai purtăm blănuri naturale, cum sunt ele produse. O să începem un pic cu câteva referințe istorice. Industria blănurilor a început foarte devreme, încă din epoca fierului. Au apărut semnale, s-au găsit dovezi că existau ferme de animale. Se vâna, evident, se vâna și oamenii folosau practic numai blănurile și pielea vânatului ca să se îmbrace. Găsim câteva date foarte interesante pe site-ul Truth About Fur, care aparține de NAFIC, North America Fur Industry Communication Group. Ei au făcut niște sondaje foarte interesante la populația americană. Ce părere are lumea despre recoltarea blănurilor naturale? Deci, evident că sacrificăm un animal viu ca să obținem blana lui, să putem să o folosim în fashion. Este acceptată blana naturală din acest punct de vedere sau nu? S-a constatat din sondaje că este acceptată de populație dacă specia animalului de blană respectiv nu este pe cale de dispariție. Dacă animalul nu este supus la durere sau la cruzime, ceea ce este de altfel discutabil, că totuși îl omorâm, îl sacrificăm. Dacă uciderea în ferma de animale a animalului în momentul în care îl sacrifică comportă sau nu risipă de reziduri. De exemplu, animalul în sine, carnea lui, corpul lui. Avem exemple de animale care sunt crescute în ferme de animale efectiv pentru consumul alimentar. De exemplu, iepuri, oile, vacile, foarte multă piele, foarte multă, chiar și pielea cu un pic de blană este folosită în industria încălțămintei pentru poșete. Iar la aceste animale consumăm carnea, deci este și un pic mai justificată sacrificarea lor, dar ele sunt și folosite pentru consum și atunci lumea are tendința să accepte. Da, mâncăm carne de vacă, mâncăm carne de iepure, evident că omorâm animalul. Oricum ele sunt sacrificate. Haideți să folosim și blana. Atunci este ok, ar fi păcat să aruncăm pielea lui sau blana lui. În ultima vreme capătă din ce în ce mai mare importanță mișcarea No Fur Style, deci fără blană naturală.
Noi știm foarte bine de aceste fenomene. Argumentele celor care le militează împotriva recoltării și folosirii blenurilor naturale sunt, în primul rând, de ordin moral pentru om. Deci ne referim la cruzimea celui care sau este pus să sacrifice animalul în ferma de animale sau la vânat. Este corect sau nu? Ucidem de plăcere? De ce trebuie să fie supuși anumiți oameni acestui tip de activitate prin care ei trebuie să omoare un animal pentru a-i recolta blana? După aceea avem argumente de ordin etic pentru animale. Deci există militanți care efectiv militează pentru drepturile de viață ale animalelor. Și ne gândim aici să nu uităm că practica vânătorii ca sport, deci ucidem animalul de, pentru sport, de plăcere, ne referim la animale care poate sunt sălbatice, poate sunt chiar rare, poate chiar sunt pe cale de dispariție. Urși, porci mistreți, tigri, lei, girafe. Foarte multe țări deja au interzis, nu se mai poate vâna absolut deloc, nu se mai poate ucide animalul respectiv în sălbăticie și încep să dispară de pe piață acele tipuri de blană sau de piele. Avem după aceea ultimul argument, ar fi argumentul foarte important de protejarea mediului și impactul deșeurilor industriale care se creează în momentul în care noi prelucrăm aceste piei și aceste blănuri. O să vorbim mai pe larg despre chestiunea asta. Vom începe în prima parte a emisiunii, după cum știți o să stăm un pic de vorbă, după care o să luăm o mică pauză de muzică, după care o să revenim. Blana naturală. Deci o să discutăm despre blana naturală, după care o să vedem ce se întâmplă și cu blana artificială. Da, blana naturală, industria blanii naturale folosește niște substanțe chimice extrem de nocive în procesul de curățare, de colorare, de prelucrare a blănii respective înainte de a intra în procesul efectiv de creație al elementului vestimentar. Și se creează în felul acesta toxic waste, deci se aruncă substanțe toxice în mediu. Substanțe nocive, ele sunt nocive și pentru consumator, pentru că foarte multe substanțe rămân în blana respectivă, sigur în cantitate mult mai mică, dar ele fiind foarte toxice, pot să aibă efecte asupra corpului nostru. De la efecte, să zicem, mai puțin grave, cum ar fi alergiile, deși nu este o glumă nici cu alergiile, până la efecte grave. Te pot îmbolnăvi, pot să provoace anumite tipuri de cancer, cancer de piele, în sfârșit, pot să ne pună în pericol viața. Lumea nu prea știe despre aceste lucruri, sunt în general specialiștii care le cunosc și le studiază, sunt studii foarte serioase. De asta ești tu aici, ca să ne spui anumite elemente. Ascultătorii noștri poate nu știu, eu am fost plecată 20 de ani din țară, am revenit acum câteva luni în Canada, în industria modei sunt discuții foarte serioase relativ la aceste probleme și se scot niște legi foarte, foarte importante și foarte dure pe tema asta. Deci vorbim de substanțe ca acid sulfuric, clorură de amoniu, formaldehide, acetat de plumb, perborat de sodiu și multe altele. Eu mi-am notat aici câteva date tehnice și de asta mai citesc. Fermele de animale sunt deja interzise în Austria, Croația, Marea Britanie, în Republica Cehă. În Olanda vor fi interzise din martie 2021. Deci, din ce cauză? Din toate aceste motive care le-am spus. Deci, substanțele chimice folosite, care intră în mediu, cruzimea față de animale și mai sunt câteva motive pe care o să le menționăm, la care nu ne-am fi așteptat. Deci, în Olanda, din martie, peste două luni, se închid toate fermele de animale. În Norvegia, ei au preconizat că vor să închidă până în februarie 2025.
Deci Norvegia are o producție foarte mare de blănuri și din cauza asta o hotărâre de genul ăsta legislativă să închidă fermele de animale de blană nu se poate face atât de repede. În Elveția este permis să existe ferme de animale de blană, dar sunt atât de multe restricții și sunt atât de dure, încât nu mai există nicio fermă de animale de blană în Elveția din acest motiv. Nu se pot supune la toate regulile, deci nu mai... it doesn't make economic sense, spunem noi. Deci nu mai... cât se câștigă față de cât se cheltuiește pentru respectarea regulilor... Nu mai merită. Nu mai merită, nu mai fac câștig. Blănurile naturale sunt mult mai rezistente în timp, deși eu sunt de părere că este un argument discutabil, având în vedere că și blănurile artificiale la ora asta sunt făcute foarte bine, dar vorbim de efectiv ultimii 2 ani în care industria polimerilor a evoluat foarte mult pentru blănurile artificiale. Ca modă, ca stil, stilul de creație pentru un element vestimentar de blană are niște reguli. Lumea poate nu este conștientă. O haină de blană naturală, pentru că ea a fost făcută cu atât sacrificiu, uneori ne gândim la... De exemplu, haină lungă de blană de hermină. Hermina este un animal foarte mic care are o blăniță foarte mică, deci uneori se folosesc sute de blănițe pentru o singură haină. Vă dați seama despre ce vorbim? Nu vorbim numai de atâtea animale sacrificate, dar procesul în care trebuie scomorâte, trebuie prelucrate, trebuie este foarte, foarte complicat, este foarte greu. Și atunci tendința pentru creatorii de modă din industria blănurilor, tendința este să facă modele standard. Sigur că noi vedem foarte multe tipuri de haine de blană foarte colorate, modelele par foarte moderne în magazine, însă nu este chiar așa. Ele sunt de fapt create în așa fel încât să nu se demodeze repede. Tendințele pentru hainele de blană durează mult mai mult. O să vedem, dacă privim cu atenție, că nu se lansează atât de des colecții care au o imagine extraordinar de diferită de colecția din anul trecut sau din sezonul trecut, tocmai din acest motiv. Și se merge foarte mult pe stilul clasic. Fiind mai scumpe, hainele de blană au o rată de vânzare mai slab, mai înceată. Se vând mai greu. Din acest motiv, cine cumpără o haină de blană are tendința să o păstreze mai mulți ani. Unele haine de blană se transmit dintr-o generație într-alta. Este acceptată reciclarea. Deci, în foarte multe țări în care mișcarea asta împotriva blănii naturale este foarte puternică, este acceptat faptul de a cumpăra o blană de la un second hand sau de a purta, de exemplu, pe stradă o haină vintage. Ea se vede că e vintage. Unele sunt păstrate în condiții foarte bune. Nu se vede că sunt vechi, deși sunt. Dar se vede după stil. Deci se poate recunoaște și după genul de blană folosit, după culoarea lui. Sigur, cu ani în urmă nu erau atât de colorate. Nu vedeam o haină de nurcă albastră. Industria coloranților nu era atât de evoluată să poată să coloreze cum colorează în ziua de azi blana. Un activist pentru drepturile animalelor nu va da cu spray pe stradă sau să te acuze în public că porți o haină vintage. Este foarte interesant fenomenul, pentru că în general aceste haine vintage, după cum am spus, unele poate să arate foarte bine. Uite, lumea poate nu știe care este regula corectă de păstrare a unei haine de blană. Poți să ne spui care este? Da. Deci haine de blană nu se păstrează în casă. Nu poți. Deci ea trebuie păstrată la o temperatură și umiditate constantă. Vorbim de sezonul în care nu porți haina. Deci o haină de blană poate fi purtată numai la temperaturi foarte scăzute. Deci vorbim de sub 0 grade. Ele sunt foarte călduroase. Deci hai să zicem că avem 2 luni pe an în care o porți. O purtăm.
Când nu o porți, trebuie ținută, după cum am spus, în condiții de temperatură și de umiditate stricte și într-un dulap din lemn de cedru. Lemnul de cedru este lemnul care păstrează, din toate punctele de vedere, haina de blană și, în, de exemplu, în Statele Unite, în Canada, lumea își dă haina de blană să fie păstrată la centre specializate de blănărie. Vorbesc foarte serios, plătesc o chirie și ei au niște volt, niște depozite foarte mari cu temperatura și umiditatea controlată și le păstrează acolo. Asta vreau să te întreb, pentru cei care nu își permit să-și cumpere acest dulap, ce poate să facă cu haina lor? Să știi că nici acolo nu prea se cumpără. Lemnul de cedru este destul de scump și greu de prelucrat. Lumea își face. Deci este, de exemplu, în Canada, unde am stat eu, cedru este un pom care se găsește din abundență. Și atunci lumea preferă să cumpere șipcile de... și să încerce... Da, vă dați seama că totuși un dulap făcut chiar de întâmplar nu este perfect etanș, adică nu va ieși un obiect foarte corect pentru păstrarea blănii și atunci varianta aceea de dat blana la blănar, lumea o practică. Dar noi avem în România aceste magazine? Nu știu magazin. Și cred că nu. De asta te întreb, pentru că nu am auzit până acum toată lumea. Nu am ce sfaturi să dau, pentru că asta este efectiv varianta foarte corectă. Eu am văzut blănuri de 30 de ani vechime, care arată perfect noi, pentru că au fost păstrate așa. Nu-ți vine să crezi, deci efectiv splendide. În România știu că existau tot felul de obiceiuri înainte să o purtăm, să o scoatem două zile afară, să vadă zăpada, să vadă... Tradiționale. Nu știu dacă funcționează, eu vă spun care este modalitatea corectă. Cine ar dori să-și păstreze haine de blană foarte bine? Lemn de cedru. Lemn de cedru, dulap de cedru și păstrăm acolo, încuiem dulapul pe timpul verii. Îți dai seama că nu este un lucru simplu. O să luăm o mică pauză și o să revenim cu discuția noastră. Sunt Julien P, rămâneți alături de mine la Lifestyle by Julien P, Art FM.
cel